deții foarte puțin control asupra comportamentului unei persoane și nu o poți schimba după bunul plac, nici măcar după o perioadă lungă de timp în care ați fost împreună. Alegerea unui partener este ca mersul într-un magazin de pantofi atunci când ai nevoie de o pereche nouă. Fiecare pantof are ceva de oferit. Unii sunt foarte frumoși doar că nu sunt atât de confortabili. Alții nu sunt atât de la modă doar că se mulează perfect pe piciorul tău, iar o mică parte le au pe toate doar că sunt prea scumpi. La fel ca oamenii, unii pantofi sunt atât de prosocuți încât te mai și bat. Totuși, astăzi vreau să vorbim despre 5 semne importante pe care trebuie să le iei în considerare atunci când cauți perechea potrivită pentru tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Primele semne la care trebuie să fii atent le poți extrage din contactul inițial. Când o sau îl vezi prima dată, uită-te atent la stilul său vestimentar. E pe gustul tău. Studiază manierele, felul în care se poartă și limbajul corporal și vezi dacă se potrivesc cu idealul tău. Eu cred că vorbele nu cântăresc atât de mult precum faptele și gesturile. Și te-a sfătuit ca pe tot parcursul relației să acorzi mai multă atenție faptelor decât vorbelor, pentru că faptele necesită mai multă inițiativă și efort decât o vorbă pe care o poți arunca în 2 secunde. Al doilea semn că este partenerul potrivit, caută să vă întâlniți des. Asta înseamnă că ține cu adevărat la tine, ești principala sau chiar singura opțiune și că nu mai vorbește cu alte 10 persoane. Dacă preia inițiativa și te invită des la întâlniri, asta înseamnă că există o atracție fizică care este foarte importantă pentru o relație, dincolo de atracția mentală care este absolut necesară. Al treilea semn că ai găsit persoana potrivită este geloasă sau gelos. De obicei, acest sentiment este privit cu ochi răi pentru că în exces e adevărat strică, dar pe lângă asta gelozia arată că îi pasă de tine și că nu vrea să te piardă. Lucruri de dorit dacă vrei o relație de lungă durată. Nu mă refer la gelozia care duce la căutatul prin telefon sau interzicerea interacțiunii cu anumite persoane, ci gelozia aia puțin în glumă care este benefică și creează o anumită tensiune între voi. Dacă găsești pe cineva care îți caută în telefon, eu zic că persoana aia nu e potrivită absolut deloc și e cazul să o ștergi. Al patrulea semn că ai găsit persoana potrivită este că face lucruri inconfortabile pentru tine. La început, dacă ți-aduci aminte, am zis că nu poți schimba un om, dar el poate face alegerea să se schimbe pentru tine. Cu toții avem lucruri care nu ne fac plăcere atunci când ne întâlnim cu ele, dar de dragul persoanei iubite le facem oricum, călcându-ne pe orgoliu. E mare lucru dacă ai lângă tine pe cineva care renunță la propriul orgoliu ca să-ți facă ție pe plac. Înseamnă că e ceva special și că trebuie să ai grijă de acea persoană pentru că nu vei mai întâlni multe ca ea. Și în final, al cincelea semn că ai găsit persoana potrivită este atentă la detalii. E momentul acela când ține minte lucruri aparent nesemnificative, dar importante pentru tine. Este vorba de acele momente mici pe care le petreceți împreună, glumele, prostești, pentru că asta compun o relație adevărată și de lungă durată. Așadar, atenția la detalii este unul dintre cei mai buni indicatori că ai găsit persoana potrivită. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost EddieAdvice sau Eddie și până data viitoare, nu uita. Pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!